Salutare și bine v-am găsit la un episod din Grand Theft Auto Vice City și să ne oprim la Cortez, să vedem ce mai vrea. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Bun, trebuie să mă duc până la parcare. Stai puțin, aici este un pistol. Și acum să plec. Ușor, ușor. Și cred că aici am văzut un pachet cu vieți. Bun. Iar acum aș putea să mă duc liniștit la obiectiv. Bun. Și pe unde intru eu? Cred că pe aici, pe undeva, pe la stânga. Super! Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Bun. Plecăm cu mașina asta. Ușor, ușor. Și să ne oprim la locul unde se face tranzacția. Pe aici pe undeva ar trebui să fie. Bun. E fix aici pe dreapta. Oprim mașina aici. This new gun until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Super. I am King Cubano, man. Oh, perfect. Super. Tommy, I need some help here. Și se pare că mai vine cineva din spate. Bun. Don't just stand there, you pricks. Chase the
station, dickhead, down. Și acum trebuie să-l urmăresc pe băiatul ăla. Recomandat să-l și opresc. Super. Și acum să întorc. Deși mă îndoiesc că pot să reușesc de pe loc. Pe aici, pe străduțe, să încerc să nu mă sinucid. Totuși, s-ar putea să nu reușesc. Și am ajuns. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit, where's that guy Lance? Super! Sper că Diaz ajunge la pedale. Dar, totuși, asta este o altă problemă. Eu va trebui să primesc un telefon, probabil. Pentru că nu văd unde m-aș putea duce în momentul ăsta. Să mă opresc aici, pe marginea drumului. Ușor. Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick on set. He said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Super, se pare că Diaz vrea să mergem până la el. Sună destul de bine. Cu grijă pe aici. Și să văd ce vrea de la mine. Ușor, ușor. Și imediat trebuie să o iau pe la stânga. Bun. Iar acum am ajuns la Diaz. Tommy Vercetti, you remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Super. Acum trebuie să plec de aici. Și să vedem unde trebuie să ajung. Asta o să fie destul de interesant. Chiar nu știu pe unde o să mă duc. Deși cred că dacă o iau pe aici și apoi o iau la stânga, o să ajung undeva. Și sper să fie și locul în care trebuie. Și se pare că am ajuns unde trebuie.
loser! Bun, trebuie să mă grăbesc pe aici acum. Too slow, granddad. You better keep on running, asshole. Și se pare că va trebui să-l urmăresc. Bun. Un scooter este suficient. Și se pare că băiatul ăsta nu face mare lucru. Trage și foarte, foarte prost. Bun. Să sperăm că o să se ducă unde vrea cât mai repede. Nu de alta, dar am impresia că o să stau aici o săptămână. Sau mai mult. Cine știe. Și eu care credeam că scooterul o să fie dificil, se pare că este fix ce aveam nevoie. Tipul este foarte încet pentru cineva care vrea să fugă. Dar nu știu, chiar nu știu ce aș putea să spun. Între timp pot să fur și o mașină. Ceea ce la fel este puțin ciudat. Adică totuși, mă așteptam să încerce să fugă cu adevărat. Adevărul e că nu se mișcă teribil de repede. Ok, se pare că o să-mi arunce mașina în aer. Nu vreau asta. Cu grijă, păstrez distanța. Și nu mai am teribil de mult. Perfect. Get off, creep. Super. Și acum noi plecăm din locul ăsta. Vă mulțumesc că ați urmărit. Sper că v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!